Ia să vedem. Se aude? Puteți confirma? Alo! Salut, Migne! S-aude, Migne? Domn profesor, s-aude? Perfect! Hai că... Alo! Salut, Gabriel! Bună, Cristina! Salut, Tibi! Încercăm să facem cât mai scurt. Vreo oră, așa, dacă vreți să... Fiți împreună, să fim împreună. Dacă nu puteți viziona oricând, voi păstra acest video, puteți să-i dați play oricând, să vedeți despre ce am discutat. Rămâne înregistrat pe grup. Am zis să sărbătorim 10.000 de membri. Împlinim, este o bornă importantă, deși nu am căutat niciodată pe acest grup să mărim numărul de membri, ci să mărim calitatea membrilor, pentru că nu ne interesează 50.000 de membri. Am respins foarte, foarte, foarte multe cereri de înscriere. Grupul nu este public, este privat, deci nu e la liber, nu se poate înscrie oricine, nu poate intra oricine când vrea, cum vrea. Nu e afișat peste tot, fiind privat. Așa, tocmai pentru că ne-a interesat doar calitatea oamenilor. Să fie oameni din comunitatea noastră, Buftea, Crevedia, Hai și Mogoșoaia, Corbeanca, vecinii noștri, dar și comunele apropiate, gen Ciocănești, deși, fără să se supere prea tare pe mine oamenii din vecini, o să restricționăm cumva anunțurile lor dacă nu au legătură cu Buftea, mai ales afacerile pe care le găsim și în Buftea. Nu vine nimeni în Ciocănești sau în Corbeanca să cumpere, nu știu, pâine. Dau un exemplu așa. Deci dacă sunt afaceri interesante în aceste comune vecine, bineînțeles că le permitem aici promovarea în limita regulamentului. În rest, ei sunt bineveniți să contribuie cu păreri, cu impresii. Dacă au nevoie de ajutor, bineînțeles că pot posta. Dacă ei caută ceva în Buftea, dar îi rog să ne înțeleagă că nu putem să le promovăm afacerile comune cu afacerile din Buftea. Decât poate dacă vin ei cu ceva super interesant să se diferențieze de noi și să avem noi nevoie cu adevărat de așa ceva. Am zis să ne mai strângem un pic, uite, suntem 20, 20. Puteți da un comentariu gen Hai Dinamo, că tot l-am văzut pe Mihnea Ionescu, pentru a avea vizibilitate acest live pe grup, pentru că noi nu-l promovăm în afara grupului, nu se poate distribui pe paginile personale, nu suntem gen dați distribuire ca la anumite partide politice. Așa că se poate mediatiza acest live și se poate promova acest live doar prin comentariile voastre. Pentru că, cum v-am mai spus de multe ori, orice comentariu în plus la o postare duce acea postare mai sus, o promovează mai mult pe grup. Secretul numărul unu pentru o postare pe grup. Mai ales când faceți reclamă, căutați cumva să stârniți comentarii. Dar atenție, nu fiți... Că am văzut cu app comentarii gen app sau
comentarii doar așa ca să ridice postarea. Nu, alea se, nu numai că se șterg acele comentarii, ci se blochează și postarea. Deci vă rog, dacă vreți să ridicați o postare și dacă vreți să promovați o postare prin comentarii, puneți un comentariu util, folositor, care să aducă beneficii pentru grup. Nu up sau hai din nou, cum am spus eu. Bună seara, Costea Dragoș. Bună seara, Nicoleta Araescu. Valentina, bună. În principiu, scopul acestui video este să vă explic, să vă conving pe cei care au intrat mai nou, poate sunt cei și din cei vechi care au ratat anumite postări ale mele, să vă, nu să zic să învăț, că sună așa, nu vreau să învăț pe nimeni. Dacă cineva vrea să prindă din ce știu eu, bine. Cum să vă faceți postările, anunțurile, reclamele mai vizibile pe grup? Pentru că eu știu, eu văd ca administrator fiecare postare câte vizualizări are. Voi vedeți câte comentarii. Probabil că spuneți că la cele cu comentarii multe sunt multe vizualizări și la cele cu comentarii puține sunt puține vizualizări. Nu e chiar așa mereu. Deci eu văd câte sunt. Salut, Robert! Apropo, dacă mai dați vina pe administrator, mai dați vina și pe Robert, că și el e administrator. Nu mai știu. Voiam să vă spun că este datoria mea și chiar e util să încerc să vă explic cum să vă faceți postările, anunțurile mai vizibile. Pentru că anunțurile voastre mai vizibile nu doar pe voi o să vă ajute, o să ajute și grupul, adică pe ceilalți. Înțelegeți? De-aia o să bat mereu monedă cum să faceți un anunț mai bun. Bună seara tuturor! Cristian Nicolae, mai cu roșu alb. Da, a văzut roșu albastru pe mine. Ciudată combinație, dar la mine nu există așa ceva, dar nu e un albastru de la băi Cristi, de care îți place ție. E un albastru mai care îmi place mie, așa, unde albastru culorile pe care le pun eu pe branduri. Este un tricou, l-am făcut special pentru local buftea. Băi, nu se vede restul. Da, nu-l citesc, înțelegeți voi, e despre ură și despre dragoste. Pentru că pe acest grup e multă ură. Și mulți ați remarcat și mi-ați reproșat că permit, dar eu nu permit. Mai ratez comentarii uricioase, așa că vă rog eu frumos, raportați comentariile la administrator, pentru că noi nu stăm pe toate postările să le urmărim. Chiar nu facem poliție și nu ne ocupăm cu asta. Nu vă place o postare sau un comentariu, raportați la administrator, nu la Facebook. Nu fiți raportați la Facebook să ne închidă ăștia grupul. Raportați la administrator și noi ștergem dacă e ceva dubios. Aveți acolo și motivele, puteți să bifați motivul pentru care credeți voi că trebuie îndepărtată acel comentariu sau acea postare, pentru că și postările pot fi raportate. De exemplu, dacă postează cineva, dacă permitem noi o postare, aprobăm o postare și vi se pare ceva, că poate ratăm, nu știu, aprobă unul dintre administratori care nu e atent. Raportați-o dacă vi se pare ceva ciudat și o analizăm noi între noi și luăm hotărârea, o ștergem sau o păstrăm. De exemplu, a fost sâmbătă sau duminică o postare cu, nu mai știu dacă a fost membru anonim. Mă rog, nu contează. Cineva a postat o mașină murdară și un, nu știu, un sutien. Era un sutien lângă o mașină, un sutien murdar, mașina murdară, nu știu exact ce era acolo. A părut amuzantă la prima vedere postarea. Mai mult de curiozitate am aprobat-o noi. Să vedem și noi care-i treaba cu mașina și cu sutienul. În urma comentariilor care bineînțeles că nu s-au lăsat așteptate, bineînțeles, am șters. Pentru că a degenerat, bineînțeles. Nu știu până la urmă ce a vrut respectiva postare. Cineva probabil că reclama că i s-a murdărit mașina cu un sutien sau a aruncat cu un sutien, l-a făcut praștie. Da, ca idee.
cineva ne-a a raportat acea postare ca fiind conflict între membri sau ceva de genul ăsta și am șters-o. Mai bine, la revedere. Ne-a certat în privat autorul postării, dar asta e. Ni se întâmplă. Încă o dată spuneam că țin la acest grup să fie nu cantitate, ci calitate. Da, de aceea nici nu ezit, din păcate nu ezit și să elimin și să blochez oameni care jignesc și care se poartă urât și care urăsc și aruncă cu hate. Chiar dacă nu, poate nu jignesc, poate nu înjură, poate nu, dar un hate de la absolut, nu știu, grotesc, pentru că am văzut niște oameni simpli, banali, poate care nu știu să scrie, că ce să vezi, nu toți știm să scriem corect și să vorbim corect, că era să o comit. Da, și oameni care au nevoie de ajutor, au nevoie de o părere, au nevoie de o informație urgentă și nu știu, greșesc ceva gramatical acolo sau cuiva îi se pare că acea solicitare, acea postare este aberantă și pac, un hate de la ordinar, scârbos, poate omul e, poate e o doamnă care a postat, poate e un bătrân care a postat. Încetați să mai luați la mișto și să mai jigniți și să mai urâți oameni care sunt în nevoie, care, oameni care au nevoie de ceva, oameni care suferă. Deci un om care reclamă o muzică dată prea tare, da, și o reclamă pe Facebook, acum am trecut cu toții de faza aia în care reclamam toți, dar sunt oameni care au probleme, sunt oameni cu sănătatea, probleme cu sănătatea, oameni care muncesc, sunt oameni care au copii mici. Faptul că ei postează din postura de anonim nu vă dă dreptul să-i jigniți. Asta nu înseamnă că nu sunt ei șmecheri. Da? Ei încearcă să evite hate-ul. De-aia postează anonim. În principal. Ori un comentariu, să vii acolo cu un comentariu să spui du-te bă la cimitir, la Raiciu, că e liniște. Mă, asta era o glumă acum vreo 15 ani, 20 de ani. Acum nu mai e glumă. Acum să-i spui unui bătrân sau unei femei, du-te la Raiciu. Facem glumele astea între noi. Bineînțeles, știi, nu e problemă. Și eu țin la glumă. Poate ați văzut, dar nu e normal cu tot felul de nume. Nu le vreau să le reproduc aici. De aceea nu ezit să dau bloc, pentru că sunt oameni și știu. Băi, eu știu cam tot ce mișcă pe internetul ăsta. Salut, Vali! Eu știu din ce a luat, sunt făcut unii, dar nu trebuie decât să dau pe poza de profil și mi-am dat seama despre ce e vorba. Deci pot să dau bloc fără regrete. Și din păcate, dacă dau bloc, nu mai stau să deblochez la o anumită perioadă sau... Apropo, dacă cineva consideră că a luat bloc aiurea sau regretă motivul pentru care a luat bloc, poate să-mi scrie și să deblochează. Nu e problemă. V-am spus că eu nu pun la suflet. Așa că dacă cineva îmi spune, băi, știi ce, uite, bagă-mă înapoi, că am greșit. Nu trebuie să-și ceri iertare la mine. Sau, adică să fiu eu și să știu sigur că ai înțeles de ce ai luat bloc. Nu e problemă, te deblochezi, știi? Dar sunt unii, nu merită să te mai încurci cu așa ceva, pentru că tot hate-ul ăsta, toate jignirile astea limitează comentariile valoroase și oamenii valoroși care vor să se exprime și oamenii de la care putem învăța și de la care putem afla chestii. Ei nu intră în discuții tocmai din cauza unor astfel de indivizi și comentarii. De aceea am de ales pentru grupul ăsta, pentru comunitatea asta. La cine renunțăm? La unii sau la alții? Despre membrii anonimi v-am mai spus, țin mult la funcția asta de a posta din anonimat, pentru că sunt oameni care au nevoie să fie anonimi. Trebuie să știți cu toții că noi, administratorii, vedem numele celui care postează, deci dacă vreți să vă ascundeți de noi, mai bine nu postați. Că noi vedem, dar nu spunem. Este secret profesional.
jur pe cuvântul meu, nici cu poliția nu spun cine și ce postează. Cum, dacă vine poliția la mine la ușă, mai vorbim. Că mulți îmi scriu foarte supărați că nu e normal să las postările anonime. Ba da, este normal. E normal. E normal. Nu e normal să reacționezi tu, aiurea, la niște postări anonime. Move on. Nu știu. Vezi ceva care nu te interesează? Treci peste. Clic. Închide. Ieși. Nu știu. N-are rost să te agiți, să-ți faci sânge rău că un anonim a spus că la tine în cartiere muzica tare. Foarte bine. E treaba lui. Dacă spunea că e nu știu, strada neasfaltată, îți convenea, nu? Apropo de stradă neasfaltată, am văzut azi o postare în cartierul pentru tineri. S-au introdus limitatoare de viteză în cartierul pentru tineri. Dar nu este, nu există asfalt. Dar s-au pus limitatoare de viteză. Dar nu s-au pus. Ci s-au luat, ca să zic așa. Adică s-au, niște cetățeni au făcut niște șanțuri pe străzi în cartier. Pentru ca alți cetățeni să o lase mai ușor cu viteza pe drumurile alea. Probabil că se făcea praf și zgomot. Și au dreptate, dar totuși 2024 să sap gropi în strada publică ca să limitezi. Eu v-am mai spus că în cartierul ăla nu o să iasă bine. Ce se întâmplă acolo? De când v-a promis primarul asfalt? Mai trece o iarnă. Să vedem cum votați la anul. Că... Mie îmi place că în cartier toată lumea se plânge. De aia, de aia, de aia, de aia. Și vă spun că se plâng oameni. În anonimat. Sau în privat. Dar nimeni nu dă vina pe cineva. E de vină, nu știu. Soarele, vara, seceta, noaptea e de vină, iarna e de vină. Nu știu, cine-i mai de vină? Dar nu e de vină primarul. Păi nu, că el ne-a dat. V-a dat. M-a încurcat. Să nu discutăm despre prea mult despre așa ceva, deși după câte știți unii dintre voi, eu sunt și consilier local, așa că pentru mine asta e ca o dare de seamă. Puteți să mă bombardați cu tot felul de întrebări despre ce fac eu acolo, despre ce se întâmplă în Buftea, dar știu că pe prea puțini interesează ce se întâmplă cu adevărat în Buftea. Apropo, văd foarte, foarte mulți, foarte prinși în grupul ăsta, foarte pasionați de grupul ăsta, de tot ce se întâmplă pe grupul ăsta, foarte atenți la grupul ăsta, la ăla, la ăla, la ce a postat ăla, la ce a zis ăla. E mult interes pe Facebook într-un grup ca asta, dar în oraș nu prea. Păi nimeni nu interesează mai mult decât ce se întâmplă dincolo de strada lui. Foarte, foarte, foarte puțini sunt interesați de mersurile lucrurilor, de bugetul local, de planurile de viitor. Asta spune multe despre comunitatea noastră, din păcate. Pentru că mă uit și la alții, la vecini, și la Mogoșoaia, și la Corbeanca, unde sunt oamenii sunt mult mai interesați de nivel local, dar nu doar de curtea lor, casa lor, liniștea lor, strada lor. Sunt, pur și simplu, le pasă de întreaga comunitate, pentru că mai devreme sau mai târziu se vor lovi de toate problemele, da? De aglomerație, de școli, de lipsa banilor de la buget, tocarea, sifonarea banilor, la un moment dat o să ducă la nemulțumiri serioase și eu nu o să știi de unde. Da? O să zici că asta e viața noastră de români. Asta e. Și o să voteze AUR. Din păcate nu văd prea multe comentarii, cred că am eu un delay și așa este, că așa este pe Facebook când urmăresc de pe alt dispozitiv.
și nu prea vă văd comentariile. Văd că sunt vreo, câte mi-arată aici, 16. Văd un comentariu de la domnul Bebe Lupu, care, da, are și el dânsul probleme cu diversi oameni care se exprimă oameni care jignesc, Da, v-am spus, dați-mi, raportați-ne când vedeți jigniri, când noi le ștergem, le eliminăm. Nu pot face, nu putem face pe polițiști, chiar nu pot. Știți că unii spun că politicienii sunt interesați de voturi, dar pe mine nu mă interesează, adică am eliminat, am blocat vreo 200 de oameni pe grupul ăsta. Dacă nu mă interesau voturile, nu blocam eu oameni. Că nu. Așa că nici nu pot să stau să fac pe polițistul, dar nu neapărat că te aranjez eu și nu mă mai votează oamenii. Dar nu-mi place mie. În primul rând, nu-mi place să mă bag în seamă aiurea și să discut cu oameni care nu știu să discute, că sunt mulți care nu știu să discute. Dar una peste alta, să știți că grupul merge bine, adică poate unii sunteți nemulțumiți de anumite postări, de anumite comentarii, dar mie mi se pare că e mult angajament, sunt multe like-uri, multe comentarii, înțeleg că unii chiar beneficiază de reclama pe care și-o fac și mi-aș dori să discutăm mai mult despre afacerile locale, pentru că ăsta a fost scopul inițial al grupului. Inițial grupul ăsta a fost doar pentru afaceri locale, dar l-am extins și la probleme ale comunității. Pentru că este, cum v-am mai spus, este extrem de important să știi să faci o reclamă. Și nu e greu. Că regulamentul spune că ai voie la o singură reclamă pe lună. Că dacă e la liber, iese haos. Sunt mulți care nu înțeleg chestia asta și postează, hai nu în fiecare zi, dar odată la câteva zile postează și atunci mă văd nevoit să suspend. Îi aprob o postare și pe a doua, a treia, a noua, nu mai dau suspendare 28 de zile, pentru că nu putem sta la fiecare să explicăm regulile la fiecare postare. Prima oară îi explic, uite, ai încălcat regula cu tare, unde scrie clar că regula numărul 2, nu ai voie să postezi decât maxim o dată pe lună o anumită reclamă. Dar dacă nu înțelege, nu, v-am spus, nu ne băgăm prea mult în seamă. Că nu putem cu 10.000 de oameni. Nu-i de ajuns ce faceți ca și consilier local și activitatea dumneavoastră de pe grupul local Buftea pentru cetățenii din Buftea și Crevedia. Bineînțeles că nu-i de ajuns. Dar așa, eu cred că trebuie făcut ceva pentru a lumina oamenii. Pentru a-i civiliza. Și a-i face să înțeleagă că nu le va fi bine. Dacă aleg partidele politice, persoanele recomandate pentru diferite funcții locale sau naționale care ne-au adus aici unde ne aflăm. Înțeleg, domnul Bebe, că ați dori ca eu să luminez oamenii în privința politicienilor locali, nu? Sau partidelor. Păi eu asta fac, adică cel puțin pe pagina mea personală, nu pe grupul ăsta. Mai rar pe grupul ăsta, când mai am un articol de pe Expresul de Buftea, dar eu pe pagina mea personală vorbesc la naiba, numai de politică, că m-am săturat eu. Pentru că e politica în toate. Și politica locală. Așa că eu acolo chiar asta vreau să luminez oamenii, dar nu că îi luminez eu, că le dau eu lumina. Le povestesc, le informez, tot documentat pe baza
documentelor de ședință din Consiliul Local. Apropo, cine vrea orice document de ședință, îl găsește la mine, mesaj privat, îl trimit pe mail, orice proces verbal din ședințe, orice, orice, orice. Pe pagina mea personală pun absolut tot despre ședințele Consiliului Local. Nu există nicăieri în lumea asta mai multă transparență decât o ofer eu, că nu există, că eu ofer pe aia maximă, inclusiv înregistrarea video a ședințelor pe care le pun pe pagina mea de, cum se numește, canalul meu de YouTube. YouTube, hei, Facebook, am zis YouTube, sper să nu cenzurez. Că așa face Facebook-ul. Da, pe Facebook nu pun postări de pe YouTube pentru că nu le permite Facebook-ul. Rivalitate. Apropo de asta, nu mai postați link-uri de YouTube pe Facebook sau pe grup. Never, never, never. Pentru că Facebook-ul nu le promovează. Rămân acolo, am și dat un exemplu acum, nu mult timp în urmă. Un membru a postat odată anunțul imobiliar direct link de pe OLX, că așa face cu orice link extern Facebook-ul. Și a avut vreo 600 de vizualizări și când a postat direct în grup pozele apartamentului și textul anunțului, a avut 6.000, de 10 ori mai mult. Enorm. Deci nu mai postați linkuri de YouTube sau linkuri de OLX sau orice alte linkuri pe Facebook. Pentru că nu le promovează Facebook, le postați degeaba. Puneți direct pe grup poza și anunț. Așa, domnul Bebe, că dacă am înțeles eu bine ceea ce nu reproșați, îmi spuneați, eu chiar încerc să fac lumină în politica asta, cel puțin în politica locală. Mai greu mă mai agăt și de politica națională, dar pe pagina mea personală găsiți absolut totul despre oamenii politici din Buftea și despre politica locală și despre ce vor ei și despre ce vrem noi, dar noi care noi, că sunt doar eu. Sau aproape eu. Că nu mai găsești câțiva ca mine care să facă o mișcare și să ia cu asta al Buftea asta, domnul. Că altfel nu scăpăm. Așa că rămâne la stadiul ăsta. Dacă nu vrea nimeni să bage, facem ce putem. Dar pe grup mă țin departe de politică pentru că deci mi se pare normal să discut despre politica locală pe un grup al comunității. N-am nicio problemă, puteți. Și PNL-ul, și PSD-ul, și AUR-ul, și cine mai e doamna Șoșoacă, oricine poate posta pe grupul ăsta despre activitatea politică, dar să fie cu o condiție, să fie o activitate, să fie despre o activitate locală. Da? Despre ceva local. Nu pui poze cu Marcel Ciolacu sau cu George Simion. Dar în rest, orice partid poate să posteze, că și eu o fac. Câteodată. Deci, membrii anonimi rămân. Cu măsură, membrii anonimi, pentru că am șters câteva postări, n-am aprobat, pentru că sunt membri anonimi care oferă servicii, prestări servicii, adică, nu știu, montaj, gresie, faianță, nu știu ce, nu se poate, nu acceptăm așa ceva. Dacă vrei să îți oferi serviciile, să prestezi servicii pentru oameni pe grup, nume și prenume și o poză, nume și prenume reale. Deci fără conturi false, fără membri anonimi și mi se pare normal. Nebun te-ar angaja pe tine fără să te știe. Pierzi timpul oamenilor. Trebuie să vină omul la tine și să vadă că nu ești ce trebuie. Nu să te promovezi așa. N-ai cum să te promovezi anonim. Asta este absurd. Am mai văzut niște anunțuri. Sunt foarte multe anunțuri. Oameni care caută chirie. Pentru că sunt puține apartamente la închiriat în Buftea sau case. Foarte, foarte puține. Pentru că cineva nu a dezvoltat orașul. Cineva n-a dat verde la case și blocuri decât cele ale familiei sale. Nu știu despre cine vorbim.
Dar ca idee. Și de aceea au rămas foarte puține. Oferta imobiliară este foarte mică în Buftea. Sunt multe anunțuri ale oamenilor care caută chirie. Și am văzut unele membru anonim, caut chirie. Măi, nu o să vină niciun proprietar care are nu o bijuterie, un apartament decent. Să te sune, să-ți dă ție mesaj privat, domnule membru anonim, îți dau casa mea. Bă, îți dau casa mea. Chiar dacă vii tu cu bani. Nu o să facă nimeni așa ceva. Nu mai postați anunțuri imobiliare de sub anonimat. Și dacă vinzi, și dacă închiriezi tu un apartament cuiva ca membru anonim. Da, pierd oamenii timpul. Dacă poate, trebuie să arăți cât, măi, s-a dus epoca anunțurilor imobiliare fake sau ascunse. Vând casă. Cine crezi că te mai sună în ziua de astăzi să te întrebe pe tine, ce casă, ai poze? Nu, pui poze direct, pui cifre, informații, tot acolo, inclusiv numele și prenumele tău. Nu, dacă vrei să te afli în treabă, bine, dar s-ar putea să nu ți le aprob, pentru că sunt inutile astfel de anunțuri. Cum să ai tu pretenția să vină un om care are o casă bună și să te caute pe tine anonim? Sau mai sunteți unii... M-am și amuzat, am văzut la cineva, caut apartament de închiriat. Am dat eu să văd cine e, dar cel care are apartament. Și omul avea poze numai la șprițuri, numai cu zurgălăi, cu... Serios, Facebook-ul e oglinda ta, adică nu o să-ți dea nimeni apartamentul dacă tu ești șprițar. Sau cine știe ce poze dubioase mai ai pe Facebook. Serios, aveți grijă ce poze postați pe Facebook. Că... Sunt multe exemple. N-aș vrea să dau prea multe exemple pentru că s-ar putea să se prindă unii și nu. Deci dacă aveți interese pe Facebook, dacă vindeți, dacă, nu știu, cumpărați, închiriați, aveți grijă ce poze vă puneți la profil și... Mă, nu poți. Nu vreau, am spus, nu vreau să dau exemple. Dar oamenii acum se uită la poza de profil. Dacă e ascunsă, dacă ești ascuns pe Facebook și nu ești vizibil pe Facebook, că ai un cont fals, greu să lucreze oamenii cu tine. Și am mai văzut un anunț, anunțuri imobiliare, gen închiriez urgent apartament. Măi, de ce pui urgentul acolo? Că urgentul ăla e o piatră de moară pentru tine la negociere. Da, e un instrument de negociere pentru celălalt. De ce pui urgent? Spune și tu că nu e urgent, că ăla care ai pus urgent ți-a pus 100 de euro în plus la chirie. Sau ți-a scăzut 100 de euro din, sau 1000 de euro din valoarea casei. Nu mai folosiți urgentul ăsta în anunțuri imobiliare. Dacă vedeți un anunț imobiliar cu urgent în el, e ceva dubios, să știți. Trust me. Deja am experiență. Tot încerc să văd din comentariile voastre și încă îmi dă cu virgulă aici. Doamna Mihaela Stoica, despre expropriile din Buciumeni, ce să știe, oficial. Am fost azi la cadastru Buftea și am aflat că a fost făcut un cadastru pe terenul tatălui meu, fără ca el să știe. Bine ați venit în Buftea, doamna Mihaela Stoica. Este legal? Păi cum să fie legal? Nu știu. A fost? A făcut un cadastru, deci e vorba de expropriările pentru A0. A fost și expropriat fără ca el să știe. Este legal? Păi, sigur a fost cumva anunțat. Dacă nu i-a venit anunțul acasă sau cumva, e altă poveste, dar obligatoriu a fost anunțat. A fost și o listă pe pagina primăriei. Am publicat-o și eu. Dar în privința exproprierilor, nu știu la ce stadiu s-a ajuns. N-am auzit pe cineva să primească bani deja în privința pentru expropierile terenilor din zona A0, adică zona Buftea Mogoșoaia. Doar domnul primar are niște bani din exproprieri, dar nu știu unde. Am văzut declarația lui de avere, are, nu știu, câteva sute de mii de lei. Un mizilic, un mărunt. Exproprieri. Și știu că așa a acționat în instanță
pentru că a vrut mai mult. Asta e altă discuție, poate altă dată. Na, omul știe să facă bani. Deci doamna Mihaela nu știu nimic despre expropieri, doar că s-a făcut o listă cu evaluarea și câți metri pătrați se expropriază și lista era pe site-ul primăriei, am publicat-o și eu. Mai mult nu știu. Dar bănuiesc că au fost zile trecute, s-au făcut măsurători pe acolo, pe câmp, pe la zero, dar alte detalii nu știu. Toate detaliile ar trebui să fie pe site-ul primăriei. Din păcate, site-ul primăriei este Evul Mediu. Tot ce e obligat primarul să pună pe site și nu vrea să se afle public, doar nu le pune pe Buftea Smart. Le pune pe site, dar le ascunde undeva, unde poate doar cu funcția search să le găsești. Ar trebui să învăț și eu de la doamna Șoșoacă și de la George Simion cum să fac live-urile astea, pentru că mie nu mi-apar comentariile. Ah, dar știu, mă, că ei fac live cu telefon și se uită în telefon. Eu nu mă uit în telefon. Că... De ce nu mă uit în telefon? Că vreau să fiu șmecher cu laptop și cu microfon. Nu pot să mă uit în telefon. Eu nu pot să stau pe Facebook pe telefon, zău. Dintre doar așa, îmi citesc notificările, mesajele, și dar nu pot să stau pe Facebook pe telefon, urăsc, nu știu, e... Sunt generația aia dinaintea Facebook-ului pe telefon și... Să mă uit în telefon mai mult de câteva minute, e deja... Georgiana Catrina, la cât mai mulți membri, mulțumim! Deci vrem calitate, vrem membrii, vreau să vă implicați în discuții, dacă aveți ceva de spus, dacă aveți ceva de oferit, dacă aveți ceva să ne învățați, să ne informați, să ne explicați. Intrați în discuții, că astea fac grupul puternic și relevant. Discuțiile bune, comentariile cât mai multe. De când cu filmările astea pe care le fac, ba transmisiile de la ședințele de consiliu, ba live-urile de genul ăsta, e greu și mie să stau să mă uit la mine, dar am observat că am dezvoltat și niște ticuri. Naiba, sper să nu le... Să nu se accentueze. Da, am văzut ultima știre din Buftea, este că domnul primar a început lucrările la ansamblul său, Esplanada, cel despre care vă vorbesc de ani de zile, vis-a-vis de balon, peste biserica Cârna, pe ruinele ei, efectiv. Din păcate, la descărcare arheologică s-au descoperit vestigiile orașului Buftea, rămășițele bisericii, ruinele bisericii, fundația, schelete, monezi, vase, cioburi, vase de lut. Încă nu știm exact ce, pentru că e totul mormânt. Totul liniște de mormânt. Dar domnul Bos a început lucrările, au băgat tractoarele acolo, au început să facă drumurile. Am fost și eu, am apucat să văd. Ruina este acoperită de boscheți. Dacă nu plouă prea curând, o să ia foc. De la soare, din senin, bineînțeles. Și la revedere. Dacă nu, cumva dă un buldozer peste ea din greșeală.
Băi, o mare ticăloșie chestia asta. Și din păcate, afară de mine nu văd prea mulți să sufere pe tema asta. Asta e. Dar insistăm, o să insist pe subiectul ăsta, pentru că e păcat. Este istoria orașului Buftea din secolul 15. Este o biserică. Biserica e chestia aia, zice domnul Pistol și se închină și face plecăciuni și dă bani. Și zice, Doamne ajută și pupă moaște. Biserica e chestia aia unde sfinții părinți din Buftea vin și fac poze cu domnul primar. Și nici el și nici ei nu suflă o vorbă despre creștinii aia, nu știu, poate nu erau creștini. Morții aia de acolo. Buftenii aia. Poate nu erau toți creștini. Na. Biserica aia noastră. Dar acolo nu suflă nimeni. Nu mai vrea nimeni. Și da, biserica este pe terenul proprietatea primarului. Primarul are proprietate peste biserica aia acum. Și nimeni nu i-a impus nimic. Ea lui. Deci ruinele mănăstirii sunt ale lui. Nu există sarcini pe terenul ăla. Să nu-l mai bârfim, nu? Că așa mi-a spus unii, că eu îl bârfesc pe primar. Deci dacă eu dacă spun că el nu cheltuie bine banul public sau că nu dă atenție unor probleme din oraș, oamenii spun că băia îl bârfești pe primar. Păi mă, asta e bârfă. Nu, noi vorbim chestii de interes public. Nu-i mai place să se retragă. O să ducă, să-și mănânce pensia, liniștit. Bun, cam asta am avut. Încă o dată, mi-ar plăcea să știu că rețineți niște chestii despre postările pe grup, pentru că văd multe, multe, multe postări greșite, din păcate, și vă țin din treabă, ca să zic așa, le postați inutil. Uite că acum încercam să văd în spate niște postări, să vă dau niște exemple de postări făcute greșit, după părerea mea. Da, bine, nu vă mai dau exemple, că voi vă supărați. Știu că oamenii se supără. Apropo, există și un grup Adopții Buftea, dacă vreți să adoptați căței, găsiți acolo. Sunt permise și pe grupul nostru. Sunt foarte, foarte, foarte multe postări cu sprâncenuțe și genuțe. Foarte multe fete care fac chestia asta. Nu știu câte au afacere sau fac doar așa, prestează servicii, dar v-aș ruga să fiți foarte atente să nu postați de mai multe ori pe lună. Și aș ruga vecinii, fetele din vecini, să nu posteze așa ceva la noi pe Buftea, că eu mă prind. Avem și noi destule. Acum nu cred că vine nimeni din Buftea, nu știu, sau ce știu eu. Să vină cineva din Buftea la Ciocănești sau la Corbean ca să-și facă genuțele. Dar poate vor fi, da. Cineva a pierdut un ceas frumos. Încă o dată, nu acceptăm postări cu animale pe grup, fie ele vii sau moarte, postări cu vânzare de animale, mai ales moarte. Deci nu vrem porci și nici găini. Ok? Dacă vreun buftean vrea să cumpere un porc, nu știu de ce, vrea să cumpere un porc, sau o găină, aici mai înțeleg, sunt sute, zeci de grupuri în vecini, la țară, la Crevedia, la Ciocănești și toate comunele, satele de acolo. Deci găsiți.
Căutați acolo. Noi nu acceptăm. Pentru că nu vrem. Nu doar că Facebook-ul interzice, că interzice, dar nici nu vrem să vindem animale pe grup. Nici un fel de animal. Nici măcar o găină. Nici moarte. Ouă, maxim. Că ouăle sunt sănătoase. Cele mai sănătoase. Cel mai sănătos animal din lume. Animal? Nu. Aliment. Uite, mai văd o postare aici. Drăguță, două poze superbe. Superbe. Super, am vrut să zic. Ale unei afaceri. Dar atât. Sunt două poze. Ratezi ocazia să spui ce vrei, ce dorești, ce oferi, ce... Știi? Adică nu doar distribuire de pe afacerea ta pe grup și atât. E păcat. Vrem anunțuri și reclame adevărate. Am un articol, este fixat, cred că, pe grup, încă fixat. Dacă nu îl găsiți pe pagina mea, HiClick se numește pagina mea. Este o pagină de social media de care, din păcate, nu prea am grijă, că nu am timp. Și găsiți acolo, da, articolul e beton. Pe cuvântul meu, am zis că îl fac și video. Este un articol la care am muncit și este foarte relevant pentru o afacere. Dacă vreți să te promovezi pe social media. Sunt, cred că, 20 de sfaturi de a posta o reclamă pe Facebook, în principal. Îl găsiți undeva fixat pe grup sau îl mai pune în comentarii sau mi-l cereți mie dacă vreți în mesaj privat. Este foarte, foarte util. Sau dacă vreți să faceți o promovare mai mare, mai serioasă a afacerii voastre locale, contactați-mă că eu mă ocup și cu promovare de afaceri locale și vă fac o promovare super tare. Aude toată bufea de voi imediat. Trebuie să mai și convingeți, trebuie să aveți un produs sau un serviciu beton și sunteți super. Dar, din păcate, treaba voastră, mulți nu vor să colaboreze cu mine pe partea asta pentru că le e frică de primar. Bă, ăsta e adevărul, ce să mai. Dar eu sunt aici. Ofer și sfaturi gratis, dați un mesaj și vă sfătuiesc gratis în privința reclamelor pe Facebook. Nu fac reclamă gratis, sincer, decât dacă văd ceva super interesant, care îmi place mult și pe care l-am testat. Doar pe pagina mea personală fac chestia asta, din când în când, sub hashtag-ul afaceri buftea. Promovez că o afacere care îmi place mie sau care a făcut ceva deosebit și pe care am testat-o și o pot recomanda, că nu recomand doar pe vorbe așa, dar aia o fac doar gratis. Deci, da, știu că nu vreți mult să vă asociați cu mine afacerile, pentru că eu sunt unicul și cel mai mare opozant al primarului și vă e frică de el și nu vreți să aveți neplăcere. Și vă înțeleg, jur, pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu, dar nu vă înțeleg. Vă dau dreptate. Dar eu continui să fac chestia asta și continui să vă spun că mă ocup cu promovarea afacerilor locale, pentru că atunci când se va schimba primarul, să știți unde mă găsiți și la cine să apelați. Pentru că se va schimba cumva câteodată și vom rupe lanțurile acestui oraș. E foarte mic. Păi nu mă pasionează promovarea asta pe Facebook, pentru că este eficientă, dacă știi cum să o faci. Eu n-am avut nimic. Eu am deschis două afaceri și trei, hai să zic, și cu 0 lei, dar cu Facebook. Și continui să fac chestia asta. La fel când căutați, am văzut că sunt persoane, firme care caută angajați. Lăsați cât mai multe detalii totuși, că nu-mi plac comentariile astea, posterile astea, angajăm și nu spui ce, cum. Eu nu zic să dai salariu, că poate îl dai și după ochi. Da, bună dimineața, să dă salariu după ochi. Dacă arăți cum arăți sau... Că asta e adevărul. Asta e adevărul. Dacă mă uit pe dacă să uită angajatorul pe pozele tale pe Facebook, de pe Facebook s-ar putea să stai din salariu. Pe cuvânt, așa fac unii. Deci, când căutați angajați, căutați angajați, dați niște detalii acolo, cine sunteți, de la ce firmă,
Înțelegeți că nu vreau să apară anunțuri dubioase. Ca angajat cine știe ce lucrători, nu știu unde. Dați acolo exact ce faci, ca să nu mai sune oamenii să vă întrebe aiurea. Când v-am spus, vrem un grup relevant. Uite, bună ziua, angajăm magazin mixt, angajăm lucrători în comerț, vânzătoare, cu sau fără experiență. Ofer să rezultate și aștept, în schimb, la fel. Locația magazinului este în Buftea. Acum, de ce nu spui și care e magazinul? Nu știu. Chiar nu înțeleg de ce. De ce ne spune și... E și o ocazie de reclamă. Uite, sunt magazinul cu tare, strada cu tare, vând cu tare. E o chestie, o garanție că e treabă serioasă. Bineînțeles că cineva s-a apucat iar să întrebe de ce angajați iar. Pentru că oamenii nu stau. Da, e greu să dai un salariu bun. Numai cei care au afaceri știu chestia asta. Păi voi nu știți. Bine, nu vreau să fac chestia asta. Dar am văzut și unele comentarii ale unor oameni care... Nu știu, nu e treaba mea să-i etichetez. Dar... Se plâng de salarii. Băi, un angajator ar da mai mulți bani salariu, dacă ar putea. Pe cuvânt, că nu îi convine nimănui să schimbe salariații. Sunt magazine care schimbă salariații odată la 2-3 luni, vânzătorii. Dar nu pot să dea salarii mai mari, de, nu știu, 4.000 de lei. Că nu pot, n-au cum. Și nici eu, uite, eu aș vrea să angajez pe cineva la firma mea de pop și schele, de închiriat pop și schele, și mi-e greu să-i dau salariu, adică trebuie să-i dau 4.000 de lei cel puțin, nu? Și pe mine mă costă mult mai mult, pentru că îi fac forme legale, frumos, și dacă trag linie, ce zic, mai că mai stau eu o lună, trag eu cu cârca, e greu. Știu că toți vrem salarii mai mari, dar mai dați vina și pe guvernanți. Că nu v-am spus, nu e niciun angajator, nu e niciun patron de magazin tâmpit să-ți dea 2.000 de lei sau salariu minim ca tu să pleci peste 2 luni. El stă cu tine să te învețe lucruri, chestii ca să te schimbe mâine, poi mâine iar. Nu? Nu îi convine nici lui, dar nu poate să-ți dea mai mult, că nu poate. A, dacă vii tu ca vânzător și aduci și clienți și faci vânzare, eu aș da bonus, bineînțeles. Da, nu, uite, facem, dau bonus. La vânzări de nu știu cât, bonus atât. Și atunci e și interesul tău, nu neapărat la vânzări în magazin, că e mai greu acolo să ați aducă vânzătorul simplu de la teșghea clienți. Și aduți și clienți și bineînțeles că așa se face, da. E greu cu salariu mare, dar e bine că e aproape, știți cum e, în Buftea. Toți am vrea să dăm salarii mari, să știți. Dar nu merge. Uite, iar anunț, căutăm operator lucrător depozit. Salariul fix plus bonus. Nu se scrie, nu scrie nicăieri care depozit. Întotdeauna cineva întreabă unde mai exact. A, uite, și răspunsul vine Dragomireș Deal. Acum nu vă supărați pe mine, dar nu vine nimeni din Buftea să angajeze în Dragomireș Deal. Pe cuvântul meu. Postați degeaba. Și astfel de postări eu chiar nu o să le mai aprob. Nu vine, adică ce? Lucrător depozit? Păi avem depozite pe aici. Băi, avem depozite pe aici. Uite ce s-au deschis pe Săbăreni. Câte depozite sunt acolo. Nu avem, nu sunt oameni care și ăștia de aici angajează oameni tot din comunele din Dragomireș Deal, de exemplu. Nu are rost să cauți Buftea. Băi, suntem un oraș totuși. Avem locuri de muncă ca la Balamuc. Bani nu avem. 25 de ron, tichete de masă. Transport asigurat. Nu vine mâine nimeni din Buftea, în Dragomireș Deal, zilnic, să muncesc la depozit ca lucrător.
toate depozitele din... Mai dai și apă. De ce îi fi dat apă? Ca să-ți închid eu. Uite, exemplu de postare membru anonim. Bună ziua, sunt în căutarea unui teren în Buftea. Există în Buftea terenuri de vânzare până în 30.000 de euro? Și spune, postez anonim că sunt sătul de șmecherii ăștia de carton care comentează așa aiurea din lipsă de educație. Corect! De-aia postează omul anonim. Dar omul are bani. Vrea un teren. Caută un teren. Mai greu de găsit în Buftea la bani ăștia, că ținem prețurile sus în Buftea. Nu noi. Ăștia care au terenuri. Multe, nu ăștia care au puțin. Uite, zice și un băiat foarte exact. Buftea sunt prețul de pipera. Univor 100 de euro pe metru pătrat. Cine vrea 100 de euro pe metru pătrat? Spune-o cine. Vrei să spune-o cine? Știi și tu cine. Că în rest nimeni nu poate vinde nimic. Cam asta a fost. Ne mai auzim în comentarii la acest video. Dacă mai aveți ceva, discutăm în comentarii. Și ea și mâine, video rămâne. V-am spus, încercați să faceți postările cât mai eficient. Și v-am zis că există și un ghid pentru chestia asta, că e păcat, mor când văd niște postări ineficiente. E păcat de ele. Salutare! Stați! Înainte de asta, înainte să dăm stop, voiam să vă mai spun că despre Buftea găsiți, v-am spus și pe canalul meu de YouTube, acolo am făcut și un podcast, am avut deja 3 invitați, urmează, nu am eu prea mult timp să am, că invitați am. Sunt unii care m-au și refuzat elegant și civilizat și înțeleg de ce. Pentru că v-am spus, nu vor să se asocieze cu mine de frica cuiva. De frica. Asta e o frică și asta. Dar mergem înainte. Găsim oameni curajoși care să stea de vorbă. Nu pentru mine. Pentru ei și pentru comunitate. Pentru că ăsta e rolul podcastului, de a promova oameni interesanți din comunitate și de a aduce un plus, un beneficiu pentru comunitate. Oameni care pot da ceva comunității. Ăsta e rolul unui podcast. Am avut invitați până acum 3 persoane. Le găsiți înregistrările pe canalul meu de YouTube, Bogdan Tobă, ce numește canalul de YouTube. Și asta ca să promovez eu ceva. Și aș vrea din nou să vă mai spun că pe site-ul Expresul de Buftea, .ro, da, că Facebook-ul nu prea permite text cu link-uri, cum am spus, cu .ro. Pun articole despre Buftea, în continuare găsiți acolo o arhivă imensă despre Buftea. Mai greu să promovezi acele articole pe Facebook, așa că aruncați din când în când un ochi și pe site-ul expresudebuftea.ro, pentru că sunt lucruri interesante, sunt lucruri care rămân acolo pe Google și le găsiți oricând. La revedere, salut, o seară plăcută!